Am terminat corectarea. Uitați! Sper să fi trecut. Nu, nu poate fi corect. Am luat 4. Wow, e uimitor. Am luat 10 cu felicitări. Mama o să fie supărată. Am studiat atât de mult. Așteaptă, cred că pot să repar asta. Am nevoie de colile astea cauciucate. Voi tăia o fâșie. Cred că are dimensiunea potrivită. Voi face la fel cu celelalte coli. O să aibă dimensiuni diferite. Acum trebuie să le îndoi. Vreau să creez un arc. Voi adăuga nori. Apoi voi desena o față fericită. Apoi voi lipi un pix aici. Este minunat! Va înveseli pe oricine. Asta e pentru tine. Serios? Tu l-ai făcut? Wow, îmi place foarte mult. Lucrurile nu par atât de rele acum. Nu-mi pasă de asta, e doar o notă. Locul ei e la gunoi. Hai să încercăm din nou. Simt că o să iasă ceva bun. Asta e atitudinea corectă? Sunt atât de plictisit. Abia aștept cursul, am un caiet nou. E atât de pufos. Wow, uite-te la el, e super. Toate notițele mele sunt în siguranță. Nimeni nu le poate copia, îl ador. Caietul meu are nevoie de o schimbare. Poate am ceva util în ghiozdan. Un dinozaur? Nu. Strălucitor! Ar trebui să-l păstrez. Ce faci? Sunt doar gunoaie. Ce altceva mai e aici? Lego-ul meu! Stai, o să meargă! Hai să ne apucăm de treabă. Scot piesele. Am planuri mari pentru ele. O să asamblez piesele. Vreau să fac un lacăt. Exact așa! Asta e cheia mea! Pare sigur! Poate merge pe caietul meu! E frumos și sigur! Aruncă o privire! E Lego? Și profesorul o ținea doar bla bla bla! Da, e atât de plictisitor! Simt miros de chipsuri! Vai, ascunde gustările! Poate normal! Poate că nu a observat. Nimic de văzut aici. Nu sunt permise gustările. Gustări? Noi? Nici nu visăm la așa ceva. Sunt cu ochii pe voi. Iu, a fost cât pe ce? Unde mi-au dispărut chipsurile? Ce ciudat. Sticla mea e goală. Ce se întâmplă? Nu, glumești. Miroase urât. Săraca Jasmine. Am o idee. Voi tăia partea de sus a sticlei. Apoi voi înfășura partea de jos în hârtie. Acum trebuie să fac niște tăieturi mici la capăt. O să las distanță între ele. Sunt mulțumit. O să le îndoi. Voi face asta de jur împrejur. Așa hârtia va sta fixă. Acum voi avea nevoie de un capac. Am pus câte unul la fiecare capăt. E timpul să-l decorăm. Trebuie să fie drăguț. Gata! E adorabil. Am ceva pentru tine. Wow! Nu pot să cred că ai făcut asta! E exact ce am nevoie! Wow! E uimitor! Mulțumesc, Justin! Hai să plecăm de aici! Sună bine! Să începem! Veți avea nevoie de aceste pensule! Ok! Da, e o pensulă! Este timpul pentru pictură! Trebuie să fiu unul cu pensula! Este o extensia mea! Despre ce vorbește el? Voi picta ceva. Dar ce culoare ar trebui să folosesc? Asta arată bine. Am scăpat-o. Opa, scuze, sunt atât de neîndemânatică. Asta mai trebuia. Domnule profesor, trebuie să mă spăl. Desigur. Mă întorc imediat. Ce murdare sunt. Trebuie să mă spăl, o să ajungă peste tot. De asta nu pictez. Nu o să dureze mult. Acest săpun miroase frumos. S-a dus. Așteaptă, ăsta ar putea fi util. Da, știu ce să fac. Te-ai întors. Da, și-am adus provizii. Voi avea nevoie de această paletă. Am umplut sticla cu vopsea, deci nu o să mai fac mizerie. Acum pot să-mi creez capodopera. Cum merge? Frumos. Gata, opriți-vă. Cred că veți fi surprins. Ce ziceți? Este un unicorn magic. Felicitări, minunat! Trebuie să mă ascund. Știu. Wendy, vino înapoi. Știi regulile? Fără gustări. E aici.
știu! Poți fugi, dar nu te poți ascunde! Sau te poți ascunde? Nu s-a terminat încă! A plecat? Ar trebui să iau nota 10 pentru șiretenie! Interesant! Înțeleg! E atât de isteț și drăguț! Bună! Ăsta e pentru tine! Poate vrei să mă suni? Ce? Pe bune? Cred că o să te refuz! Poftim? Oh, s-a întâmplat ceva? Se crede atât de specială cu machiajul ei? Nu e corect! Nici nu ai voie să te machiezi! Cred că am pregătit totul pentru oră! O să fie o lecție intensă! Au! Aveți grijă! Vezi pe unde mergi! Uite ce ai făcut! A fost un accident! Scuze! Oh, copiii din ziua de azi! Oh? Ce sunt ăștia? Nu sunt banii mei! Dar sunt acum! Luați-vă limonadă și dulciuri de aici! Bună, cu ce te pot servi? Îmi dai o ciocolățică, te rog? Sigur, dar nu e gratis! Ah, da, normal! Stai puțin! Cred că mi-au căzut banii! Of, ziua asta devine și mai nasoală! Fără bani, fără ciocolățică, scuze! Poți să pleci! De ce mi se întâmplă mereu asta? Trebuie să mă relaxez! Hei, ce faci? Sper că o să strângi toate chestiile alea! O să se supere mama dacă e dezordine în cameră! Stai puțin, cred că mi-a venit o idee! Da! Cred că o să meargă! O să împrumut chestiile astea! O să tai forma piciorului din burete! Alternez culorile și pun formele una peste cealaltă! O să lipesc fiecare strat! Am nevoie de pistolul meu de lipit! O să pun lipici pe stratul de deasupra! Vreau să-l acopăr complet! Aștept să se întărească lipiciul! Apoi fac o tăietură în partea laterală a straturilor! Am golit zona și am atașat o cutie! Este locul ideal de depozitare pentru banii mei! Adică nu o să-i mai pierd iar! Te-ai întors! Sper că ai bani de data asta! Stai liniștită, e totul ok! Îl iau acum! Oh, verdele-i culoarea mea preferată! Poftim ciocolățica! Nu sunt niciodată suficiente reguli! Copiii ăștia au nevoie de disciplină, mai ales Mindy! Bună ziua! Nu, stai departe! Devin stresată în preajma ta! Am ceva pentru dumneavoastră! E felul meu de a-mi cere scuze! Sper că vă plac dulciurile! Uitați! Serios? Pentru mine? Poate că nu ești atât de rea! Ar trebui să mergem undeva mai târziu! Oh, hei! M-am întors! Ups! Ce șlapi frumoși, Mindy! Super colorați! Chiar arată bine! Nu sunt doar niște simpli șlapi! Priviți! Îmi țin tot ce-mi trebuie aici! Inclusiv luciul meu de buze! Nu știi niciodată când îți trebuie! Asta e nuanța mea preferată! Arăți bine, Mindy! Oh, ce drăguț! Serios! Ai treabă mai târziu? Am putea să vedem un film! Mi-ar face plăcere! Ai numărul meu, nu-i așa? Așa! Bun, elevi! Nu-i așa că pudra asta nouă e cea mai tare? Ține toată ziua! Hai să ne facem un selfie împreună! Nu sunt deloc atent la mine! Essie, Cheryl, până aici! Despărțiți-vă imediat! Nu, nu vreau să pleci! O să fie atât de dor de tine, Cheryl! Suntem atât de aproape și totuși atât de departe! Exact! Asta e o oră în care se învață! Psst, psst! Ce? Ce e? Putem să ne folosim telefoanele ca să vorbim între noi așa! Ok! Ce idee, isteață! Stai să-mi o scot și eu pe al meu! Stai pe loc! Crezi că m-am născut ieri? Ia-ți adio de la telefon! Și telefonul tău îl iau cu mine! Exact! Puteți să le luați înapoi după oră! Acum întoarceți-vă la treabă! Dar sunt cu ochii pe voi! Ok! Stai să încerc asta! O să mă totolesc chestia asta! Cheryl, e pentru tine! Oh, nu! A aterizat prea departe! A văzut ceva? Se pare că-și citește cartea. Am avut noroc. Ok, trebuie să încerc altceva acum. Am paharul ăsta din plastic. Îl întorc invers și apoi îi decupez fundul. Acum am nevoie de un balon. O să tai capătul balonului așa. Acum pot să-l desfac și să-l pun pe pahar. Excelent! Acum sunt gata să-mi testez micul tun cu mesaje. O să bag mesajul înăuntru, trag de balon și apoi dau drumul. Wow! E un mesaj pentru mine? Stai să-l desfac și să văd. Ce mai faci? Oh, mi-a trimis un mesaj special pentru mine. Da, am mers! Cred că ăsta e un mesaj de la ea. Oare ce scrie? Ne vedem la director.
Știu și eu să fac un tun pentru mesaje. Încerc să ajung. Nu e vina mea că sunt prea smundă ca să rezolv problema asta? Trebuie să-mi opresc narul. Frate, urăsc să fiu atât de smundă. Nu ajung să iau nimic. Nu văd că încerc să citesc aici. Ok, uite-o. Bună, Essie. Ah, bună, ce mai faci? Wow, ești super, super înalt. Bună, acolo sus. Păi, îmi place mult de tine. Ar fi ok dacă te-aș săruta? Hei, pot să fiu un pic mai rapid? Haide, sunt aici jos. Bine, am nevoie de megafonul ăsta. Hei, trebuie să te apleci mai mult ca să mă săruți. Poate că trebuie să cânt o melodie la ukulele. Nu merge nimic. Stai puțin, sunt creioane colorate acolo. Pot să rezolv problema asta? Am nevoie și de un papuc. O să-i scoți nurul. Trebuie să folosesc niște lipici cald. O să pun un strop. Acum pot să lipesc un creion chiar pe zona cu lipici. Și repet faza. Ok, am umplut spatele. Acum o să pun unul în mijloc pe față. Și pot să răsucesc noul șnur și să-l înfășor în jurul lui. Ta-da! Astea da sandale cu platformă mortale. Să mă încalț cu ele și să văd dacă merg. Da! Acum o să mă apropii ca să primesc sărutul pe care l-așteptam. Stai! Glumești? Nu a durat atât de mult. Hei, trezește-te! În fine, să uităm de toată faza. Poftim? Sunt treaz. Da, sărutul, imediat. Ok, cred că încă mai am chef să te sărut. Haide, trebuie să ne scriem numele. Hei, stai, vreau să-mi scriu eu prima numele. Dă-te! Nu, eu am ajuns aici prima. E locul meu. Ba, e locul meu. Dă-te din calea mea. Mă rog, oricum nimeni nu o să te voteze pe tine. Nene. Nominalizările pentru regina balului. Haide, înscrie-te cu mine. Ok, bine, haide. Ce-ar fi dacă una dintre noi ar fi încoronată regina balului? Ok, stai să-mi scot pixul. Uite-l, sunt gata să-mi scriu numele. Of, ce naiba? Pixul ăsta nu merge. Stai, mi-a venit o idee. Am o banană în ghiozdan. Stai, nu asta voiam. Stai să mai încerc. Așa, am nimerit-o de data asta. Da, stai, clar nu asta căutam. Wow, nu te supăra, dar durează o vreme. Nu știu, am văzut episodul ăla seară. Ce naiba era aia? Bun, gata, învârs tot ce era în ghiozdan pe podea. Stai, aia e o altă cutie de suc? Hei, de fapt cred că mi-a venit o idee grozavă. Bun, o să iau cutia asta goală de suc și o să tai nițel. Acum pot să-i scot partea de sus și să iau o foarfecă pentru că vreau să o decupez pe colți. O să înaintez până în capătul celălalt al cutiei. Apoi o să fac la fel cu celelalte colțuri ca să pot să o desfac așa. Nu vreau să arate cutie de suc, totuși așa că o să o acopăr cu hârtia asta roz. E timpul să o întorc invers și să scot batonul de lipici. Vreau să acopăr toată zona asta cu lipici. Pentru că vreau să pun și banda asta de hârtie portocalie pe ea. Acum e timpul pentru strașnicul lipici cald. Pentru că batonul de lipici nu merge aici. O să mai pun una la fel, dar rotit așa. E timpul să pun și mai mult lipici cald, dar de data asta pe margini. Nu trebuie să fie mult, o să prind doar bucățica asta mică de elastic. Iar pe zona asta o să lipesc niște benzi magnetice. Ta-da! Am făcut un suport pentru creioane și alte rechizite. Elasticul poate să țină marcăre și alte chestii. Și niște bilețele se pot pune aici. Magneții pot ține chiar și agrafe. Apoi, după umplere, se poate plia la loc. Cutia din interior trebuie să fie pliată prima. Și apoi pot să o pliez pe cea din exterior. Iar acum pot să-mi pun la loc capacul pe care l-am decupat mai devreme. Hei, uite ce ți-am făcut! Ce e chestia asta? Trebuie să o deschid? Ok! Wow, nu se poate! Vezi? Acum poți să găsești ușor ceva de scris. Și acum pot să mă înscriu ca să devin regina balului. Așa! Ia uite cât de multă atenție primește! Nu se poate! Ăsta e cel mai tare suport de rechizite pe care l-am văzut vreodată! Mai vede cineva aceste baloane? Nu există ceva mai bun de atât! Baloanele de săpun sunt magice! Ce naiba? Încetează! Aș putea face asta toată ziua! Ești din clasa mea! Chiar acum! Nu-ți plac baloanele, ha? Nu știu ce pierzi! Eu și baloanele mele plecăm de aici! Așteaptă! Am un plan! Mai bine mă apuc de treabă! Voi pune un ventilator pe biroul meu, apoi îl voi porni și apar baloanele! Wow! Uite-le cum se duc! E uimitor! Profesoara o să fie super mirată! Ce? Baloane? Nu din nou! Cine e responsabil pentru asta? Este atât de confuză! Iu, ce zi! Trebuie să mă relaxez! Bună, mama! Vrei să ne jucăm? Uite, prinde!
Nu azi, scumpo, sunt prea obosită. Dar, ok, voiam doar să mă distrez. Stai, poate te voi ajuta. Am nevoie de trusa asta, va rezolva totul. Ai încredere în mine. Poftim! Oh, carioci! Știam că astea o să-ți distragă atenția. Dar ai nevoie și de niște hârtie. Wow, grozavă idee! Mă bucur că a funcționat. O să desenez o imagine frumoasă. Nu-mi place această culoare. Am nevoie de o altă carioca și știu unde să o găsesc. Vor exista atât de multe opțiuni. Să plouă cu creioane și carioci. Uite-le! Wow, ce de culori! Zici că e un curcubeu. Așa mai merge, o să fie super! Cariera mea de jucătoare de fotbal s-a terminat! Acum sunt artistă! Abia aștept să-i arăt mamei! Ce-ai făcut? Surpriză! Aoleu! Nu! E numai vina ta! Așteaptă! Sticla! Despre ce vorbești? O să-ți placă asta! Stai acolo! Am ceva de lucru! Voi tăia sticla în jumătate! Am nevoie doar de secțiunea de jos. Am făcut la fel cu alte 3 sticle. Acum voi pune abțibilduri pe ele. Ce drăguț arată! Apoi voi lipi sticlele una de cealaltă. Exact așa! Mindy, am ceva pentru tine! Arunc o privire! Ce crezi? E pentru materialele tale de artă. Vor fi organizate acum! Wow! Ce idee bună, mamă! Îmi place! E timpul să-mi fac temele. Deși aș prefera să mănânc înghețata asta. E genială! Să trecem la treabă! N-ar trebui să dureze mult. Apoi mă pot întoarce la înghețata mea. Ăsta e un început bun. Pauză pentru gustare. Delicioasă! Îmi place! Face temele mai plăcute. Așa, gata! În sfârșit am terminat. Acum să trec la ce e mai important. Să-mi termin înghețata. E atât de gustoasă! Stai! Se topește! Se topește! Nu! E pe tot manualul meu! De ce a trebuit să se întâmple asta? Dar pot rezolva problema! Voi tăia bețișorul de înghețată în unghi. Apoi am nevoie de o carioca roșie. Voi colora bețișorul de înghețată. Voi merge până la capăt. Gata! Acum îl voi pune pe o foaie de hârtie și voi schița înghețată. Apoi trec peste cu o carioca. Trebuie doar să urmez conturul. Ok, acum am nevoie de lipici. Voi umple desenul cu înghețata pe băț. Voi începe cu marginea. Voi merge până la capăt. Apoi voi continua cu centrul. Exact așa! Acum am nevoie de mărgele colorate. O să le presar peste lipici. Asta e partea distractivă. Voi sufla excesul și voi aștepta ca lipiciul să se întărească. Mai e un singur lucru de făcut. Trebuie să o decorez. Voi scrie un mesaj. Înghețatele mă fac fericită. Apoi voi adăuga inimioare. Și am terminat! Wow! Arată uimitor! Mă face să mă simt bine! Îmi place mult! Oh, am luat 10 la test! Ura! Nu pot să cred! Sunt atât de entuziasmată! Da, bravo! Frate, aș fi vrut să iau și eu nota aia! Oh, nu! Nu te necăji! Uite, pot să-ți rezolv eu problema! Privește! O să pun un pic de lipici pe capătul ăsta și apoi o să-l pun fix pe nota proastă. Și uite, acum pot să dezlipesc nota. Ta-da! Adio, notă proastă! Și acum pot să-ți dau una mai bună. Un 10? Da! Mersi mult! Ești cea mai tare! Mai bine ne întoarcem la treabă. Da, ai perfectă dreptate. Uitați următoarea voastră provocare. Cred că mă voi descurca. Sau poate că nu. Atât de enervant! Cercurile sunt stupide! Din nou! Mă pricep, nu-i așa? Opa! E super foame! Tu faci așa? Am sărit peste micul dejun! Bine că am adus astea! Bună, amice! Pardon! Emily, știi regulile? Cred că nu mi-am dat seama. Înapoi la cercuri atunci. Acum chiar ghiorță e. Nu mă pot concentra. Stai puțin. Profesorul nu se uită, nu-i așa? Am un plan. Și implică niște cercuri.
mici cercuri de ciocolată, adică... Să înceapă spectacolul! Să facem! Arată bine! Emily? Oh, chiar am dat-o în bară! A mers de minune! E genială treaba! Ah, vreau și eu! Și mie mi-e foame, să știi! Stai! Cutia mea cu creioane colorate! Așa da! E timpul pentru cereale? Nu mă vede nimeni? Da! Abia aștept! Un deliciu! A funcționat! Super! Hei, ce treabă-i, steață? Vrei și tu? Nu, mersi! Ah, stai! Uite un truc! Pun cerealele aici! Apoi e timpul pentru niște lipici și prin lipici mă refer la lapte! Au tot culoarea albă, nu? Nimic nu poate sta între un tip și cerealele lui! Nici măcar regulile școlii! Să înceapă petrecerea! Sper că profesorul nu se uită! Wow, ce fază-i, steață! Poate că nu e așa nașpa, Laure! Ce se întâmplă în spate? Desenam, domnule profesor! Bine! Hei, dăm și mie de alea! Sunt bune, nu? Ziua trece, banul vine! Nu pot lăsa pe oricine să intre în clasă! Stai pe loc! Știi cine sunt eu, nu? Stai să afle tata despre asta! Nu o să fie încântat! Ok! Thank you! E doar niște mărunțiși! Îl las aici! Copiii bogați! Tipa de la pază e înfricoșătoare! Mă face să am emoții! Ok, acum e acum! Pot să fac asta! Poartă-te natural! Nu mișca! Chestia e sigură? Știam că așa va fi! Nu, nu poți intra! Pleacă de aici! Ești săracă! Nu trebuie să fii atât de rea! Ce treaba? Auci, chiar m-a durut! Pe ce am aterizat? Alea sunt diamante? Wow, chiar sunt diamante! Observ ceva diferit la mine? Poate un pic de strălucire? Deci, pot să intru acum? Voi lăsa scannerul să decidă! Simt că o să fie bine! Spune bogată! Nu înțeleg, dar scannerul nu minte! Intră! Serios? Adică, evident! Trebuie să mă pregătesc pentru ore! Voi avea nevoie de cărțile mele! Mă întreb ce vom învăța azi! Sper să fie ceva interesant! Bun! Am ajuns la timp! Avionul s-a oprit pentru realimentare! Putem să trecem la treabă? Am rezervare la cină! Wow! Uită-te la caietul ăla! Știu, este special! Dar stai să-l vezi pe ăsta! Nu! Nu se poate! Uită-te la telefonul meu! Nu vine să cred ce văd! Vreau să-l ating! Nu cred! Șmecher, nu? Am chef de niște brioșe! O voi adăuga pe caietul meu! Arată uimitor! E ok să fii invidioasă? Caietul meu e atât de plictisitor! Niciodată nu am lucruri frumoase! Viața e atât de nedreaptă! Stai o secundă! Știu ce am de făcut! Voi începe prin a decupa aceste imagini! Mi se face foame! Ok, asta e ultima, dar mai sunt multe de făcut! Știam că ar trebui să urmez rețeta! Pardon, nu mă băga în seamă! Trebuie doar să găsesc obiectul potrivit! Aha, asta căutam! Nu, nu croissantul! Am nevoie de hârtia de copt! Ușurel, nu trebuie să mă vadă! Infracțiunea perfectă! Încă puțin! Am tăiat hârtia de copt în pătrate! Apoi voi pune desenele deasupra! Acum le voi acoperi cu banda adezivă! Vreau să fie netede, să nu văd niciun pliu! Acum le voi decupa! Nu mă voi grăbi! Trebuie să urmez conturul!
Arată bine! Acum pot desprinde hârtia de copt și o pot lipi pe caietul meu. Arată bine! Voi face același lucru cu restul. Wow! Deja arată mai bine! Nu putem uita de pizza! Bună, Alex! Ia uite! Ce? Culorile? Imaginile? Wow! Le ador! Speram să spui asta! Ce sunt laturile astea? Bună! Vreau un bol de chestia aia! Am fost la școala de bucătar pentru asta! Nici măcar nu știu ce este! Eu îi spun chestie verde! Poftim! E cam lipicioasă! Stai puțin! Nu te grăbi! Dă-te de pe polonicul meu! Cine are nevoie de un bol? Am reușit! Poftă mare! Ia uite! Mâncare gratis! În niciun caz nu mănânc așa ceva! O să comand! Arată bine! Cocoloașele îi dau un plus de savoare! Un deliciu! Abia aștept! Ce scârbos! Cum poate mânca așa ceva? Majordom! Ah, așa mai merge! Mersi, majordom! Prefer lucrurile bune în viață și nu există ceva mai bun decât sushi proaspăt! Arată apetisant! Îmi lasă gura apă! Stai! Ce este acel buzit? E o muscă și e pe sushi-ul meu! Ce mă fac? E distrus! O să vomit! Nu e mare lucru, e doar o muscă! Bună, Alex! Pot să mănânc eu astea? Te rog! Sper să te simți mai bine! Dispar, muscă! Lux! Ce bun e! E timpul să ne apucăm de treabă! Poftim? E scandalos! Ea are o servietă cu unicorn! O să vedem cine e mai tare! Exact! Eu am o paletă plină de culori! Pun pariu că e super invidioasă acum! Culorile mele sunt la fel de bune! Pot să-mi retușez machiajul ochilor oricând am nevoie! Eu am și gheare de Wolverine din creioane colorate cerate! Și crezi că sunt bune? Uite ce ruj nou am eu! Crezi că e de ajuns? Eu am tuburi de vopsea! Nu-l suport! Și desigur pensulele mele! Neinteresante! Pentru că eu am chestia asta! Exact! O rolă întreagă cu pensule de machiaj! Fie! A câștigat cu pensulele ei, să zicem! Stai puțin! N-am terminat încă, pentru că mi-a venit o idee genială! O să încep cu o bucată de pâslă și îmi trebuie o riglă și cretă. O să fac linii punctate fiecare de câte 2,5 cm. Așa, e și dublată și am făcut și un al doilea rând și fix acolo mi-am făcut și tăieturile. Acum e gata pentru creioanele și pensulele mele. Pot să intre prin găurile pe care le-am făcut. Acum pot să le rulez pe toate. Bun, acum că am făcut unsul, pot să pun niște lipici cald aici. În continuare am fundit asta cu o gaică elastică. Și am terminat! A ieșit perfect! Ar trebui să vezi chestia asta! Ce? Naiba? Cum îndrăznește? Ce se întâmplă aici? Un concurs! E timpul să desemnez un câștigător! Pe el! Vai de mine! Da! E tot ce mi-am dorit vreodată! Nu-mi vine să cred! Bun, mi-am luat toate telefoanele! Stai puțin! Nu! Strânge telefoanele tuturor! Nu o să mă lase să intru fără să îi le dau! Ok, trebuie să le ascund! În buzunare și... oriunde! Ok, e bine! Cred că sunt pregătit să le strecor pe asta înăuntru! Stai! Mai bine îl las pe ăsta ca să nu mă bănuiască! Uitați, doamna! Ăsta e telefonul meu! N-am nevoie de el! Ok, am intrat! Nu a bănuit nimic! Bun, elevi! Azi e zi de test! Aveți un timp limitat, așa că treceți la treabă, vă rog! Bun, e timpul să-mi scot primul telefon! Am uitat să încarc bateria! O să-l verific pe ăla din șapcă! Ăla o să mă salveze! Ce-a fost comotul ăla? Probabil că nimic!
Hiu, a fost cât pe ce. Ok, acum trebuie să-mi scot telefonul fără să mă vadă ea. Nu, ecranul s-a spart de la căzătură. Ok, trebuie să iau alt telefon. Pe ăsta din gluga mea. În sfârșit, e timpul să dau gata testul ăsta. Ce se întâmplă în spate? Sigur are un telefon pe care încearcă să-l ascundă. Trebuie să-i dau o lecție. Ha? Ce s-a întâmplat cu lumina? Hei! Psst! Telefonul tău face lumină! Nu se poate! Cred că glumești! Da, văd că ai un telefon. Credeam că ești deștept. Bun, cred că ți-am luat toate telefoanele acum. Nu pot să cred că ai ascuns atât de multe. Nu, ce mă fac acum? Stai, ce are ea acolo? Cum de are un telefon de desubt? Sunt super invidios! Hei, sunt extrem de impresionat! De chestia asta? A fost simplu, doar am folosit niște scoci. Scoci, ești genială! Nu, deja s-a terminat ora! Trebuie să fiu șiret. Tip-til, Hiu, e cineva pe aici? Se pare că nu. Ava e așa frumoasă și simpatică. E timpul să las chestia asta pentru că trebuie să fiu curajos. O să adore brioșa asta pe care i-am adus-o special. Oh, nu, vine! E chiar acolo! Trebuie să plec de aici rapid. O să mă ascund în colțul ăsta. Ok, e chiar lângă dulăpiorul ei. Își verifică telefonul. Nu, 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 nu! Nu se poate întâmpla asta! E Jake! Bună, Ava! Ți-am adus chestiile astea! Mie? Wow! Par delicioase! O să gust chiar acum căpșuna asta! Ce bună e, vrei și tu una? Nu! Nu-i corect! Cum de m-am vins? Ok, acum e momentul meu! Cred că o să-i placă mult lalelele astea! Bună, Ava! Hă? Poftim? Bună! Te pot ajuta cu ceva? Nu, scuze! Nu mai contează! Ok! Trandafirii ăștia miros atât de bine! Ava are nevoie de ceva pe care să scrie! Acum e șansa mea! Poftim, Ava! Ia caietul meu! Ia-l și pe-al meu! Știi că adori movul! Clar o să-l aleagă iar pe Jake! Uite, am trei pentru tine! Wow, caietul tău are ceva distractiv pe el! Ce? Haide, măi! Am luat câteva paiete, mărgele și piese amuzante. Am pus orice culoare am găsit. Și apoi am luat capacul de la cutia asta de chipsuri. I-am pus un strat de lipici pe margine. Și apoi l-am presat pe caiet. Așa, e gata! Un caiet amuzant și strălucitor! Nu pot să cred că l-ai făcut tu singur! Și ți-am luat și lalelele astea! O să colorez inima asta cu cretă! Oh, mi-e foame! Ura, pizza! Pizza e preferata mea! O ador! Am scăpat felia de pizza pe tricoul meu! Sunt murdară toată acum! De ce plângi? Ce s-a întâmplat? Am dat pe tricou! E tricoul meu preferat! Vai de mine! Ok, ok, stai liniștită! Bun, trebuie să pot face ceva? Stai! Creta! Normal! Pot să o folosesc! Bun, am creta și am tricoul pătat! E timpul să încep să folosesc creta pe sosul ăsta de pizza! Ok, așa, e totul acoperit! Acum o să-l arunc în mașina de spălat! Ta-da! Uite, tricoul tău e curat! Ești gata? Poftim! Mersi, tati! Stai puțin, nu mai mănânci pizza așa! Gata, aia o să-ți protejeze tricoul în caz că dai iar pe tine! Delicioasă! Uneori tatăl tău poate să salveze situația! Oh, un mesaj! Oh, de la cine este? Nu se poate! O petrecere? În seara asta? Cât de palpitant! Psst, Molly! Ce e? Stai, profesoara! Nu se vorbește în timpul testului! Îți spun mai târziu. Șt, liniște! N-am răbdare! Stai, știu! Tot pot să-i spun lui Molly despre petrecere? Îmi voi folosi prânzul. Dar trebuie să meargă. Hei, care-i faza? Citește mesajul din găuri. Stai, o petrecere? Diseară? La cât? La 7! Wow, ai o țintă bună! Bate palma! Abia aștept! Doamne, tema asta e grea! Chiar trebuie să mă concentrez, dar știu că pot să o fac! Nu mă voi grăbi! Încetişor, ușurel! Trebuie doar să desenez un cerc! E atât de enervant! Am
o idee mai bună, mă voi uita la televizor. Cred că merită asta. E mai distractiv decât tema pentru acasă. Îmi place serialul ăsta. E mama. Bună, draga mea. Așteaptă, ce-i asta? Ai teme? Oh, da, despre... Televizorul se oprește. Hei, mă uitam la serialul ăla. Nu e corect. Mama e așa de rea. Vreau doar să mă simt bine. Niciodată nu fac ce vreau eu. Ok, hai să terminăm mai repede. Tema stupidă. E prea dificilă. Pe cutia de bijuterie a mamei. Asta e frumoasă. Mi-ar sta minunat. Dar am o idee mai bună. Pot să o folosesc pentru tema mea. Voi pune un creion în partea de jos și un altul în partea de sus. Apoi voi roti brățara. Wow, funcționează! Cum merge treaba? Tu l-ai făcut? Wow! Da! Asta-i fetița mea! Meriți o răsplată! Poftim! Mulțumesc, mamă! Destul de ingenios, nu? Sunt atât de plictisită! Mie-mi spui... Nu facem nimic aici. Când se termină ora? Abia început. Nu se mai termină. Nu mai suport. Am nevoie de un pui de somn. Stai așa. Mindy. Ce e? Ia uite. Cum fac asta? Wow, știam eu că ești o vrăjitoare. Nu te opri. Publicul meu e captivat. Oh, nu! Ce-am făcut? Glumesc! E încă acolo! A fost grozav! Ok, e rândul tău! N-am pregătit nimic. Stai o secundă! Cred că știu! Ia uite! Voi încălzi un creion cerat într-o oală și voi adăuga niște ceară. O să se mai deschidă culoarea, apoi le voi lăsa să se topească. Pot lua oala de pe foc. Am făcut un mulaj într-o ceașcă. Voi turna ceara înăuntru. Voi umple mulajul până sus. Voi aștepta să se întărească. Apoi pot să-l scot cu grijă. Arată exact ca un deget. Impresionant, nu-i așa? Ok, să înceapă distracția. Îl voi băga în mănușa mea. Molly! Oh, cred că o să fie super! Ce ai de gând să faci? Ia uite! M-ai dat pe spate! Relaxează-te, nu e degetul meu adevărat! Wow, m-ai păcălit! Ești un geniu! Așa se pare! M-ai păcălit! Îmi place ora asta, îmi dă timp să-mi organizez programul. Ce să pictez? M-a lovit inspirația! Simt cum încurge creativitatea prin vene! Ador culorile astea! Ce urmează? Știu! Nu-mi vine nicio idee! O să fie cea mai bună lucrare de până acum! Sha-la-la-la-la! Haide! Shubidu-du-du! Mintea mea e goală! N-am nicio idee! La-la-la-la-la! De ce este așa de dificil? Vă mulțumesc! Sunteți un public minunat! Ce face ea? Mindy, ar trebui să pictezi! Uită-te la Molly! Nu poate fi atât de bună! De fapt, e o pictură impresionantă! Orice e mai bun decât o pagină goală! Timpul a expirat! Să vă văd lucrările! Am cam grăbit, dar sunt mulțumită! Tu ce-ai făcut, Mindy? Opa! Cine a deschis acea fereastră? Ce distragere convenabilă a atenției! Acea frunză vine drept spre mine! Locul ei e la gunoi! Stai puțin, pot să o folosesc! Dar va trebui să fiu rapidă! Voi pune o foaie de hârtie peste ea! Apoi voi lua un creion cerat! Voi hașura zona de deasupra frunzei! Las o urmă pe hârtie! Arată bine! Dar nu am terminat! Am nevoie de foarfeca mea! Voi începe să o decupez! Voi tăia urmărind conturul! Nu vreau să fac nicio greșeală! Așa că nu mă grăbesc! Perfect! Uite! Natura m-a inspirat! Wow! Foarte frumos! Aș fi vrut să mă fi gândit la asta! Wow! Excelentă treabă! Bravo!
Congelează niște apă pe fundul unui vas. Scoate cubul de gheață din vas. Acum scoate-ți trusa de pictură. E timpul să devii un artist. Pictează direct pe cubul de gheață. Folosește vopsele de culori diferite. Când se topește gheața, vopseaua o să se miște și o să se rotească. Culorile o să înceapă să se amestece. Continuă să suprapui diferite straturi de vopsea. E chiar relaxant. Creează un efect grozav. Și produsul final e super tare. Te-ai prins? Ok, cred că trebuie să mă apuc de tema asta. Huh? Ce are pixul meu? Nu mai are cerneală! Tipic! E ok! Sofia? Hei! Ești bine, Luna? Pixul meu nu mai merge. Poți să-mi dai și mie unul? Nicio problemă! Sigur mai am unul de rezervă? E pe aici, pe undeva. Chestia aia nu e un pix. Stai așa! Huh? Care erau șansele? Ce de obiecte! Trebuie să fiu mai organizată. Stai puțin, am o idee. Știu cum să-mi păstrez lucrurile îngrijite. Mai întâi trebuie să pun elasticul ăsta pe dosarul meu. Mai am nevoie de câteva. Acum pot să-mi depozitez toate obiectele aici. Și mai e spațiu și în interior. Toate obiectele se află în același loc și sunt și ușor de găsit. Arată bine, nu-i așa? Poftim pixul? Huh? Poftim? Ah, da, mersi! E grozav! Visam atât de frumos! Testul ăsta e atât de plictisitor! Mie-mi place! Ești o tocilară! Poate o să mă distrez, nițel! Hei! Nu te mai purta ca un copil! Îmi place întrebarea asta! Of, trebuie să o șterg de aici! Ah, stai puțin! Hei! Ce mai e acum? Ia uite! O să-mi frec pixul ăsta de mânecă și apoi o să-l rotesc nițel. Recunoaște că ești impresionată! Wow! Ești o vrăjitoare! Stai să încerc și eu! Nu cred că e corect. Un magician nu-și dezvăluie niciodată secretele. Poate că am nevoie de mai multă fricțiune. Așa! Nu reușesc! Știu! Pot să-mi folosesc creierul ca să-mi dau seama cum se face. Uitam de gravitație. Și rotația pământului înseamnă... Știu! Hai să încercăm iar! Nu e magie! Mă rog! Elevi, nu vorbiți! Scuze! Te-a prins! Ups! Sunt cu ochii pe tine, Sofia! Lucrezi, vedeți? Ăsta e ultimul tău avertisment! Stai! Sunt sigură că aveam un pix! Se pare că o să pic testul ăsta! În sfârșit acasă! Ce zi! Vremea e atât de rea! Trebuie să strâng umbrela asta! Vai! Ce-au pățit luminile? Măcar am lanterna asta! Poate o să văd care-i problema! Nu e ok! Nu se poate întâmpla iar asta! Dar ce să fac? Poate merge să folosesc sticla asta de suc! E timpul să trec la treabă! Pentru trucul ăsta o să ai nevoie de o sticlă goală de suc! Ok, hai să începem! Taie gâtul și fundul sticlei! Fă la fel cu o a doua sticlă! Bag o sticlă în interiorul celelalte! Apoi bag o sticlă mai mică în interiorul celor două! Chestia asta e perfectă pentru o zi ploioasă! Bună, Sofia! Bună! Ai văzut ce vreme e afară? Plouă rău! Nu! Nu faci asta! Ce are? Trebuie să folosești chestia asta! Trage sticlele peste umbrelă! Nu o să mai curgă apa pe podea! O să se strângă pe fundul sticlei! Poftim! Wow! Chiar e utilă chestia asta! Ai grijă! Scuze! Se pare că o să aduc lanterna! Așa, draga mea! Creionele astea sunt atât de drăguțe! Suntem super norocoase! Știu, dar totul ține de coordonare! Adică trebuie să se potrivească! Cred că trebuie să vezi asta! Ce naiba? Hei, Sunny! Unde ți-e creionul? Creionul meu? Oh, da! Aici este! Oh, nu! Nu e ok! Nu le pot lăsa să vadă asta! E pe aici, pe undeva! O secundă!
Trebuie să fiu rapidă. L-am găsit. Mereu îl pierd. Ce părere aveți? Glumești? Elevi, sunteți pregătiți? E timpul să dați test. Puteți începe să dați greș. Da, ador testele surpriză. Nu o să meargă bine. Nu înțeleg nimic din toate astea. Oh, îmi place întrebarea asta. Psst, Madison, hei, aici. Ha? Ce e? Poți să mă ajuți? Te rog. Oh, ok, îți fac rapid o copiuță. Aici ai tot ce-ți trebuie și o voi trimite prin poșta aeriană. Sunny, vine! Haide! Oh, nu cred! Voi opri treaba asta! Avionul meu de hârtie! Să nu mai încerci asta din nou! Vorbesc serios! Sigur, am înțeles! Grozav! Acum ce mă fac? Poate voi avea noroc! Da, sigur! Scuze, am încercat! Trebuie să putem face ceva! Stai așa! Tabla! Da, știu! Voi avea nevoie de caietul meu! O să-i schimb aspectul, îl voi vopsi în negru, dar asta nu e o vopsea obișnuită. E pentru tablă, o voi folosi pentru a-mi acoperi caietul. Îl pictez uniform. Mai am puțin. Gata, acum aștept să se usuce. Nu ar trebui să dureze mult. Acum voi lua o bucată de cretă. Pot să scriu răspunsul pe vopsea. Exact așa, și apoi îl pot șterge. E perfect! E timpul să o ajut pe Sunny. O să fie uimită! Așa fac și mai multă matematică. Toată lumea câștigă. Ok, hei Sunny, ia uite. Oh, wow. Aproape am găsit răspunsul. Știam eu. Wow, mulțumesc, Madison. Ai înțeles? Bun. Stai așa. Ha? Ce se întâmplă? Hei, nu copiați. Ah, trebuie să șterg răspunsul. Nu-l pot lăsa să-l vadă. Nu copiez. Uitați, e doar un caiet. Oh, bine, scuze. Probabil că îmi imaginez lucruri. Continuați cu testul. Mersi, Madison, ești cea mai tare. Stai liniștită. Abia aștept să termin acest curs. Știu, se lungește. Woohoo! Gata, a fost o muncă grea. Pa, Sunny. Pa, ne vedem mai târziu. Am plecat de aici. Wow! Ce? Sunny? Oh, nu! Ești bine? Stai să te ajut! Stai acolo! Ce s-a întâmplat? Nu știu! Nu mă mir! Stai! Ai alunecat pe Pix! Nu voi permite să se mai întâmple asta! Voi începe prin a tăia o bucată de carton așa. Apoi am nevoie de o carioca neagră. Voi trasa conturul cartonului. Apoi voi completa detaliile. Vor fi două pisicuțe drăguțe. O să arate grozav! Ok, cred că ajunge. Acum voi întoarce cartonul. Mai e un singur lucru de făcut. Voi lipi magneți pe carton. Voi pune o pisicuță în caiet. Apoi voi pune Pixul în mijloc. Pot să închid caietul. Și apoi conectez magneții. Pixul ăla nu mai pleacă nicăieri. Ce părere ai, Sunny? Wow! Mulțumesc, Madison! E exact ce-mi trebuia. Să mergem! Iubesc această nuanță de ruj. Șt, trebuie să mă concentrez. Așa, arată bine. Încă tăietură. Am reușit. Acum am nevoie de niște lipici. Doar un strop. Oh, da. Poate că e prea mult. M-am lăsat purtată de val. E atât de lipicios. Scârbos. Se simte ciudat. Sticlă de lipici proastă. Ești bine? Ce s-a întâmplat? Nu vreau să vorbesc despre asta. Aoleu, ce mizerie. E a patra oară pe ziua de azi când face asta. Trebuie să o ajut. Și am soluția ideală. Această sticluță cu bilă va rezolva problema. Dă-mi lipiciul. Vrei chestia asta? Te avertizez, a scăpat de sub control. Știu ce fac. Mai întâi voi goli sticla. Apoi voi turna lipiciul în ea. Ușurel, nu vreau să vărs nimic. Nu vreau să fiu ca Madison. Ne-am numit surorile lipicioase. Ok, gata. Acum pot să pun capacul cu bilă pe sticlă. Pentru tine. Ha? Ce este? Vrei să folosesc lipiciul? Ești sigură? Urează-mi noroc! Wow, ia uite! E cantitatea perfectă de lipici! Cred că e gata! Lui Kevin o să-i placă la nebunie! Phew! Am ajuns în sfârșit la bar! O cola, te rog!
Bună! Poftim, o cola! Aia e cola mea! Nu-i bai, ți-o deschid eu! Stai așa! Reușesc imediat! Ah, ce greu se deschide! Ok, cred că ajunge! Am propria metodă, mersi! Poftim! Ai folosit un ondulator de gene? Noroc! Ah, ce răcoritoare e! Seară frumoasă! Am fost eclipsat de un ondulator de gene? Of, iar am detenție! În regulă, știți ce aveți de făcut! Copiați asta de 500 de ori! Of, o să dureze o veșnicie! 500 de ori înseamnă foarte mult! Nu o să mai... chiulesc niciodată! Vai de mine! Deja mă doare mâna! O să-mi ia o zi întreagă ritmul ăsta! Ha, pe vremea mea! Am scris de suficient de ori? Nu! Nici măcar nu sunt pe aproape! Trebuie să pot face ceva! Hei, ia stai puțin! Aveam soluția fix în fața ochilor! Trebuie să lipesc toate pixurile astea între ele! Uite așa! Pun lipit și pe partea cealaltă! Trebuie să fie lipite bine! Am terminat! Sunt gata de treabă! Ia să vedem! N-o să mai chiulesc. Ah, funcționează! Pot să scriu 4 rânduri deodată! Sunt un geniu! Ce idee bună! Nu-mi vine să cred ce rapid m-am mișcat așa! Gata! Am scris de 500 de ori! Vai de mine! Ce rapid ai fost! Ah, stați puțin! Am uitat câteva foi! Uitați și restul! Aaa, clar te-ai învățat minte! Ce băiat bun! Ce fericită sunt! Uf, acum trebuie doar să le număr! Nu-mi vine să cred! Ai scris de mult mai multe ori! De 5000 de ori! Ce tare e piesa asta! Ah, aș putea să fac cina! O să dau volumul mai tare cât gătesc! Ia să vedem ce avem noi aici! Oh, nu! Frigiderul e aproape gol! N-a mai rămas decât cheeseburgerul ăsta vechi! Poate totuși pot face ceva! Nu! E prea vechi! La gunoi cu tine! Hei! Cred că există totuși o soluție! O să torn niște apă în bolul ăsta! Și o să-mi mui burgerul în ea! Gata! Îl pun pe farfurie! Și îl bag la microunde! E gata! Și miroase bine! O să vrea și ceva de băut! Bună! M-am întors! Wow! Mersi că mi-ai făcut ceva de mâncare! Wow! Arată foarte bine! Ce bun e! Mersi! Fiu, ce mă bucur că a funcționat! E timpul pentru gustări! Atât de multe opțiuni! 2,50 lei! Poate astea? Nu știu! Oh! Uită-te la frumusețea asta! Atât de multă cremă! Ia-i alea sa! Wow! Tu vii acasă cu mine! Ha? De ce? În visele tale, Matthew! M-ai auzit? Mișcă-te! Doamne! Ușor ca un fulg! Nu! Aoleu! Sunt furioasă acum! Știu! În sfârșit! Matt, bună! O să plătești pentru asta! Nu am terminat încă!
Sper că te simți bine acolo, pentru că situația se complică. Când vine vorba de desert, fă ce trebuie să faci. Pe curând! Mă mănâncă piciorul! Of, nu vine să cred că e iar luni. Da. E atât de frig aici. Cam da. Sper să nu dăm test azi. Da, ide. Oricum, eu nu învăț. Ok, elev, e timpul să dați test. Normal că e. L-ai luat? Te referi la astea? Vrei să știi cum am procedat? Mai întâi îți pui unghiile. După ce sunt fixate, lipești pe ele hârtie de aceeași mărime. Floare la ureche! Am toate răspunsurile! Șmecher! Unde sunt ale tale? Te uiți la ele! Ce? Sucul meu, dă! Ta-da! Uite-le! Isteți, nu? E foarte ușor de făcut! Întoarce sticla cu susul în jos și scrie răspunsurile aici. Apoi întoarce-o la loc. Genial! Știu! Sunteți gata? Oh, da! M-am născut pregătit! Wow! E timpul să întoarcem sticla. Uite-le! Cred că acum e momentul. Salutare, scumpelor! Stai o secundă. Și timpul a expirat. Bună treabă, elev! Cât am luat? Și eu? Minunat! Am reușit! Woohoo! Ok, elev, e timpul pentru test. Sper că ați învățat. Bine, hai să facem asta. Oh, asta e ușoară. E un tocilar. Nu am nevoie să învăț. Am toate răspunsurile chiar aici. Sigur voi lua un 10. Sunt atât de inteligentă. Nu știam asta. Ce face Emily? Nu pot să cred. Hei, aici! Ce s-a întâmplat, Matthew? Emily copiază. E adevărat? Ce? Nici nu aș visa la așa ceva. Aruncați o privire. Ce a spus? Stai, am văzut telefonul. Eu nu văd nimic. Ești groaznic. Poți să-mi termin testul? Sunt mereu cu un pas înainte. Mai mult noroc data viitoare, Matthew. Sunt prea deșteaptă. Dar... Faceți liniște. Ăsta e secretul nostru, ok, prieteni? Iu, e încă aici. Eram atât de neliniștită. Sper că lui Matthew să-i placă. Îl merită? E pur și simplu de vis. Adică, uite-te la el. Oh, mai bine îl împachetez. Vreau să fie perfect. Ce ambalaj de cadou să aleg? Asta e drăguță, la fel ca Matthew. Va trebui să o tai. Stai, asta nu e foarfecă? Sunt sigură că am una în geantă. Unde e? Oh, nu! Știu! Haide! E în această plantă? Nu! Ce mă fac? Va trebui să o rup! Nu mă voi grăbi? Ok, pot să fac asta? Așa, încetişor! Nu a mers conform planului! E un dezastru! Ce-i aici? Poate merge să folosesc astea! Da, cred că va merge! Țac, țac! Voi ține chiarele așa și voi face o mișcare de tăiere. Până acum totul e bine! Funcționează! Wow, e uimitor! Aproape am ajuns la capăt! Acum pot să împachetez cadoul! Voi face un pliu drept și în doi colțurile. O să fac o fundă și asta-i tot! Acum trebuie doar să-l găsesc pe Matthew. Iată-l! Stai, 2 și cu 2 fac 4. Înveți ceva nou în fiecare zi. Matthew? La mulți ani! Wow, mulțumesc, Emily! E așa de palpitant!
Oh, nu se poate! Întotdeauna mi-am dorit setul ăsta. De unde ai știut? Mă bucur că-ți place! Oh. Capodopera mea e aproape gata. O să fie expusă într-un muzeu. Stai așa, ăla-i desenul lui Justin? E mult mai reușit decât al meu. Poate dacă mă uit crucișa arată mai bine. Pe cine păcălesc? E groaznic. Mă întorc imediat. Trebuie să arunc așchile astea la gunoi. Aș vrea să pot crea așa ceva. Stai puțin, poate reușesc. Am nevoie doar de folia asta de plastic. O să pun peste desen, apoi desenez deasupra. Trebuie doar să trasez conturul. E simplu? Sunt un geniu! Sunt sigur că toți artiștii mari fac asta. Nu copiezi, doar te inspiri. Acum ridic folia de plastic și o pun pe o foaie albă. Folosesc un sucitor ca să transfer cerneala. Ta-da! Arată grozav! Ia uite ce-am făcut, Justin! Nu se poate! Arată exact al meu! E super! Mințile grozave gândesc la fel, nu? Suntem talentați! Vino încoace, amice! Oh, da! De aia suntem cei mai buni prieteni! Tema asta e grea! Stai puțin! Ce-a fost aia? Nu pricep nimic din chestiile astea! N-au nicio logică! Oh, nu! Formulele se multiplică! Lăsați-mă în pace! Ai luat nota 4, Justin? Și mă bucur! Ce e cu zgomotul ăsta? O să-mi iasă un cucui! Se învârte camera? Nu, probabil e contuzie. Care-i problema, amice? De ce fizica e atât de grea? Nu înțeleg deloc! O să rămân corijent! Au, capul meu! Stai puțin, amice! Trebuie să-mi pun un plasture aici. Ce rău arată! Trebuie să fiu mai atent. Mult mai bine! Ce? Problema mea e mai importantă, tată! Nu pot să iau nota 4! Trebuie să înveți! Încerc, dar uit tot! Stai, știu! Așa te vreau, Justin! Mă refer la plasturi? Îi iau eu! Ăștia o să-mi rezolve problema! Adio, nota 4! Scot folia de pe spatele plasturelui. Am scris toate formulele pe bucățica asta de hârtie. O pun pe mijlocul plasturelui și o să am răspunsurile la îndemână. O să trec cu brio testul ăsta. Ce rău mă doare! Vai, ce-ai pățit? E recentă treaba, nu vreau să vorbesc despre asta. Tot o să dai testul? Normal, abia aștept. Baftă, o să ai nevoie. Asta crezi tu? O să dezlipesc plasturele ăsta și am tot ce-mi trebuie. Ei steață treaba, nu-i așa? Wow, ce mult vorbește tipul ăsta! Și n-are niciun sens ce zice. E vital să învățați asta, o să fie și la test. Eu aud doar bla bla bla. Știu ce face ora asta mai plăcută? Niște gustări! Mi s-a făcut foame de la atât ascultat. Carnea mea dulce. Stați! Am auzit foșnetul unui ambalaj de caramea? O să savurez! Ce crezi că faci? Nu-i frumos, frate! Știi regulile? Fără gustări la ore? O iau eu pe asta! Și pe restul? Ce poți face? O să verific dacă e o caramea adevărată. Oh, da! 100% zahăr! Unde rămăsesem? Gustările nu sunt permise, dar n-a zis nimic de suc! Ăsta e perfect! Dar o să am mai multă grijă acum. Îl țin ascuns. Habar n-are. Stai, unde a dispărut? Adică, ce faceți? Cred că sucul îmi aparține. Cum o fi ajuns acolo? E ultimul tău avertisment, Alex. S-a întors cu spatele, trebuie să fiu rapid. Nu prea cred. Poftim! Recunoaște, sunt prea priceput. O să scap de asta. Mai aveam puțin, aproape că-i simțeam gustul. Sunt cu ochii pe tine. Frate, ce tip dur. Bine, mă opresc acum. Stai, batonul meu de lipici. Mi-a venit o idee. Cred că pot să-l folosesc. Mai întâi trebuie să scot lipiciul. Apoi curăț interiorul tubului. Acum am nevoie de caramelele mele preferate. Apoi le presez pe toate. Vreau să formez o minge din caramele. Împing tubul în ea. Așa, tai o bucată din minge. Acum pot să îndepărtez cantitatea în exces. O păstrez pentru mai târziu. Am o caramea baton acum. Când răsucesc tubul, iese carameaua.
Merge exact cum am plănuit. Cea mai tare parte e că nimeni nu bănuiește nimic. Un deliciu. Stai puțin, ce e cu mirosul ăla încântător? Nu iar, simt miros de caramele. Poftim? Nu, nici nu visez la așa ceva. Totuși nu te cred. Trebuie să mă uit mai atent. Vă rog, nu e nimic aici. Doar îmi foloseam banalul baton de lipici. Așa să fie? Poate că spune adevărul. Nu văd nicio caramea. Ok, cred că m-am înșelat. Așa se pare. Mă scuzați, am ceva de lipit. Un deliciu. Poate că totuși ora asta nu e atât de rea. Stai nemișcată, Emily. Ești gata? Normal. Ăsta e locul ideal pentru asta. Arată foarte bine. A fost o idee grozavă. Ce urmează? Sunt cu mult înaintea ta. Mă gândeam să facem felicitări. Oh, super! Uite! Simplu și la obiect. E rândul tău. Am planuri mari pentru asta. Îi lipsește o inimioară. Cred că ar trebui să fie roșie. Am lipiciul aici. O să pun un pic pe felicitare. Apoi îi pot lipi inima. O să mă asigur că stă lipită. Avem o întreagă linie de producție. Stai puțin. Cum arată? Drăguț, nu-i așa? Alea sunt celelalte felicitări? Sigur că da. Ar fi bine să mă apuc de treabă. Nu ar trebui să dureze mult. Pun lipit și lipesc. E chiar distractiv. Da? Ce e? Mai sunt o grămadă. Glumești? Hai să le împărțim. Asta ar trebui să grăbească procesul. Poftim! Mulțumesc! Trebuie să fim rapizi. Romantismul nu așteaptă pe nimeni. Hai să o facem. Un pic de lipit și o inimă. Devine plictisitor. Sunt atât de multe. Iuh, ce muncă grea. Nu te opri, Emily. Ce mai faci? Nu foarte bine. La fel. Încep să cred că a fost o idee proastă. Trebuie să le terminăm. Chiar trebuie să facem asta. Stai, știu ce să fac. Am nevoie de caserola asta. Voi pune un burete în ea și torn lipici pe burete. Voi pune de la un capăt la altul. Apoi pot să pun capacul la loc. Acum o să scutur. Ar trebui să fie suficient. Ce faci? O să apăs o inimă pe burete și apoi pe felicitare. Fii atent! Ești un geniu! Vreau să încerc și eu! Wow, e mult mai bine! Nu va dura mult! Ne-ai salvat, Emily! Aproape am terminat! Asta e ultima! Am reușit! Și toate arată foarte bine! Bate palma! Ador finalurile fericite! Sper să vă comportați frumos în timpul testului și puteți începe! Ok, știu tot! Eu nu știu nimic! Poate că merge să mimez un infart? Nu, e stupid! Chris? Fără vorbit? Scuze, domnișoară! Hei, Madison! Ce e? Îți dau ciocolățica asta pentru un pic de ajutor! Știi că ador dulciurile! Ok! Poftim! Grozav! Trebuia să mă fi gândit la asta mai devreme! Răspunsurile! Asta căutai? Da, aia căutam! Hei, dacă vrei pe asta, dăm răspunsurile! Te-am ajutat deja! Ești așa de enervant! Vine! Serios? Locul lui e în gunoi. Ea a fost! Ba nu! Ba da! Nu! Ce mincinos! Parcă predau unor legume. Vreau doar să-mi citesc cartea. Hai să încercăm iar. Hei! Ce mai acum? Vezi ciocolățica asta? Dar pe asta? Da, ne-am înțeles. Cum să facem? Aha, știu! Mă descurc eu. Deschide caietul și pune o bandă de scotch pe marginea foii. Repetă treaba asta pe toată pagina. Acum ia un burete și taie-l în bucățele mici.
Lipește o bucată de un marker. Acum ai o radieră la îndemână ca să ștergi tot ce scrii. Nu o să știe nimeni. Hei, vrei răspunsurile? Privește! Ce faci? Stai așa, poftim! Grozav, mersi! Nu aș fi dat răspunsul ăla. Ce se întâmplă acolo? Ah, nimic, domnișoară. Vedeți? Probabil că am vedenii. Era cât pe ce? Hei, dăm batoanele de ciocolată. A fost o plăcere să fac afaceri cu tine. A fost super antrenamentul, fraților. Ce bine e. Stai, ar trebui să am caiete sau ceva de genul. Așa. Am nevoie de chestia aia pentru scris. Un pix, ăla e. Nu, nu e de desubt. Ce mă fac? Hei, isteață-o! Iuhu! Eu? Da, pot să împrumut un pix? Ok, cred că am unul în plus. Ăla. Tare, mersi! Oh, nu, s-a rupt. Hei, isteață-o, ăsta-i defect. Îmi dai altul? Ai grijă! Wow, două la rând! Nu o să-ți vină să crezi! Ia-l! Poftim! Ia-l pe ăsta! Sper că a păstrat bonul pentru astea! Psst! Isteață-o! Ăsta-i ultimul meu pix! Ok, fie! Stai puțin! Cutia asta de suc ar putea fi utilă! Poate că mă ajută paiul ăsta! Merge! Desfă un pix! Pune niște lipici pe gâtul minei de pix. Așa! Apoi ia un pai și pune-l peste mina de pix. Chiar până la lipici. Pixuri care arată ca niște paie. Nimeni nu le împrumută pe astea. Wow, ce cool sunt! Îmi dai un pix? Astea sunt paie, scuze! Bine! Hei, frate, ai un pix? Da! Acum pot să mă întorc la treabă! Subiectul de azi este popitul unicorn. Oh, ultimul care termină e un fraier. Am câștigat! Da, am câștigat! Na, 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 na. Ești pregătită? Te rog, m-am născut pregătită. N-ar trebui să fie o problemă. Trebuie să câștig mai repede. Hai, haide! O să câștig cu ușurință. Pregătește-te să pierzi. Ha, da, sigur, aproape am terminat. Adevărata artă vine. Nu mai contează. Trebuie să continui. Creioanele mele, nu le mai pot folosi pe astea. Astea s-au terminat. Nu mai trebuie astea. Ce face? Ultima zonă. Haide, trebuie să o fac și pe asta și am câștigat. Îmi trebuie mai multe creioane. El ce face? Încet, dar sigur, asta e cheia succesului. Nu pot să-l las să câștige. Dar nu mai am creioane. Stai, ea nu mai are deloc creioane. O să regret treaba asta. Ia să văd. Trebuie să pot face ceva. Opa, am o idee grozavă. Paiul ăsta s-ar putea să fie util. Ia un pai de băut și bagă cetul de creion în el. Fă la fel și în celălalt capăt. Acum ai un creion pe care îl poți folosi la scris și desenat. Nu pot să câștig așa de ușor. Hei, astea sunt pentru tine. Creioane? Adică pot să-mi termin desenul? Mersi! Nicio problemă. Stai! Începem la 3, 2, 1, start! E ziua lui Wendy azi. Ah, uite-o! Bună, Mindy! De ce porți un coif? La mulți ani! Ăsta e pentru... Trebuie să mergem la oră. Ai văzut filmul ăla de seară? Stai! Și apoi au intrat în casa bântuită. Cum să faci asta? O să bag pachetul în ghiozdanul lui Wendy. A fost înfricoșător! Am avut coșmaruri! Potoliți-vă, fetelor! Avem multă materie de parcurs. Să începem! Ce e? Deschide-ți ghiozdanul! Oh? Ghiozdanul meu? Uită-te în ghiozdanul tău!
e ceva acolo. Serios? Bine, o fac eu. Dă-mi-o-la! Uită-te înăuntru! Wow! Mi-ai luat un cadou? Nu trebuia! Mersi mult! Știu că sunt preferații tăi! Îi ador! Aia sunt! Biscuiți? Știi că nu se mănâncă și nu se bea la oră! Dă-i încoace! Dar sunt un cadou! Putem să-i împărțim! E cea mai nasoală zi de naștere! Nu fi tristă, e ok! Delicios! Trebuie să-mi cumpăr un pachet pentru mai târziu! Îi mănâncă în fața noastră? Poate că am o soluție! Am și eu o rezervă de biscuiți pentru urgențe! Poftim? Ce faci? Șt! Calmează-te! Ia uite! Îmi mai trebuie ceva! Elasticul ăsta de păr e perfect! Ce? Nu pricep! Lasă-te pe spate! O să-ți pun biscuitul sub fustă! Și o să înfășor elasticul de păr în jurul lui! Așa o să stea fix! O să fac asta pe toată fusta! Arată ca un detaliu la modă! Așa, gata! Ce zici? Wow! E super! Profesoara nu o să bănuiască nimic! Liniște, fetelor! Cred că e timpul să ronțăi ceva! O să desfac elasticul! Și pot să mănânc un biscuit! Ce-a fost asta? Sunt cu ochii pe voi! Știam eu că o să meargă! Hei, cred că meriți o gustare! Mersi, draga mea! Of, nu nimeresc nimic! E atât de greu! Ok, poate dacă încerc asta... Nu o să meargă nici asta! E cea mai groaznică zi! Ok, calmează-te și calculează iar! Nu, n-are rost! Sunt un mare eșec! Ce? Uite câtă hârtie irosește! Unde el se descurcă atât de bine la testul ăsta? Poate merge să-i cer ajutorul? Eu? Să te ajut? Nici gând! Ești clar o ratată! Uf, nu se poate! O să fie rău cu mine! E prea popular! S-a făcut cald aici? Simt că e cald aici! Hei, ce e? Nimic! Nu se poate! Aproape că a terminat tot testul deja! Gata, trebuie să-i cer ajutorul! Să te ajut? Sigur, te ajut cu plăcere! Uite, stai să-ți arăt trucul meu de mate! Desenează o căsuță în jurul ultimelor cifre și apoi înmulțește-le! Apoi fă la fel cu primele cifre și scrie răspunsul! Iar acum trebuie să aduni acele două numere și să scrii rezultatul în mijloc! Vezi? Ăsta e răspunsul tău! Poftim! Mersi mult! Ești un domn și un savant! Acum pot să-mi termin în sfârșit testul! Da! Ador să scriu eseuri, sunt cele mai tari! Îmi place să construiesc un argument convingător! Wow! Ia uite ce mult scrie! Și atât de repede! Ciudatule! Să nu uit să folosesc și niște cuvinte de legătură bune! Pila asta nu-și face treaba! Am nevoie de alta! Nu, cred că am nevoie de aia mare și verde! Să nu uit și de argumentul ăsta! Da, bun! Acum e timpul pentru concluzia mea excelentă! Nu! Mi-am tocit vârful creionului! Nu! Cum o să-mi termin eseul fără el? Hei! Ai un creion pe care îl pot împrumuta? Scuze! Am doar chestia asta! Cred că s-ar putea să meargă! Dă-mi-o! Da! Merge! Împilește creionul și l-ascute! Super! Un vârf de creion demn de a-mi ajuta să-mi termin eseul! Hei! Crezi că ai putea să-mi scrii și mie eseul? Sigur! Oricum îți eram dator! Da, înapoi la telefonul meu! Nu pot să cred că mă pun să stau pe podea! E tare greu să-mi fac treaba! Ce? Plouă cu bani? Ce se întâmplă? Și apoi mi-au dat un diamant! Unu, îți poți imagina? Ora e pe cale să înceapă! Exact la timp! Trebuie să închid! Vorbim mai târziu! Și unde te duci? Stai pe loc! Care-i problema? Stai să mă uit la tine! Nu am timp pentru asta! Exact cum mă gândeam! Nu porci cămașă! Mai vedem noi! Hey! Tati, trimite elicopterul! Acum! Vai, ce se întâmplă? Este o rapire! Salvați-mă!
Oh, o livrare specială doar pentru mine! Mulțumesc, băieți! E exact ce-mi trebuia! Să o îmbrăcăm! Ar trebui să fie bună! O voi băga pe dedesubt! Trebuie să arăt bine! Ha, mereu arăt bine! Să înceapă spectacolul! Acum pot să intru în clasă? Stai așa! Oh, mult mai bine! Îndeplinești cerințele! Scuze pentru neplăcerile create! Ah, mulțumesc! Eu ce mă fac? Poate-mi pot ascunde tricoul? Stai pe loc! Trebuie să-ți văd ținuta! Nu te mai mișca! Îmi place acest joc! Încetează! Gata! Ta-dam! Bună încercare! Dar eu vreau doar să intru în clasă! Stai! Am o idee! Voi tăia o bucată de hârtie așa! Apoi mi-o voi înfășura în jurul gâtului! E un guler drăguț! Să mergem! Wow! Sunt impresionată! E un guler foarte frumos! Intră! Mulțumesc! Ia uite, Alex! Chic, nu-i așa? Prefer mătasea italiană în locul hârtiei, dar eu îmi fac propriile reguli! Nu port guler! O să ajungă la gunoi! Serios? Trebuie să scot niște hârtie pentru oră! Oh, am uitat de asta! Cred că trebuie să o folosesc pe asta! La modă și practică! Sigur că mașa ta nu poate face asta! Oh, uf, e greu! Sunt atât de multe de învățat! Mie îmi spui? Nu înțeleg nimic din toate astea! N-au niciun sens! Am notițe peste tot! Trebuie să le organizez mai bine! Presupun că ar trebui să încep! Așa faci tu? Eu prefer să folosesc chestia asta! Ha? Ce e aia? Ha? Fii atentă! Voi pune hârtia aici! Apoi voi răsuci mânerul! Toacă hârtia! E super rapid și ușor! Wow! E uimitor! Aș vrea și eu un tocător de hârtie! Știu! Am propriile mele tocătoare! Își fac treaba la fel de bine! Ce plăcut e! Am terminat! Dar nu mi-am făcut ordine pe birou! Încă mai am un munte de hârtii! Ce interesant! Wow! Cineva a lăsat un suc! Și încă mai e puțin în doză! Oare visez? O să-l savurez! Oh, da! La fix! Ha, ce amuzant! Frate, sunt multe gustări! Nu pot să le mănânc și să țin telefonul în mână! O să-mi pun telefonul chiar aici! Haide, măi! Ai nevoie de ajutor? E ok, mă descurc! Ești sigur? E greu de privit? Știu ce-am de făcut! O să fac o adâncitură în cutie! Încearcă pe asta! Wow, incredibil! Stă perfect! Ești genială! Chipsuri? Sunt atât de plictisită! Aș putea dormi chiar aici! Nu pot ține ochii deschiși! Poate că o să-i odihnesc o secundă! Ce? Sania a dormit! Asta-i șansa mea! E timpul pentru farse! Zac! Infracțiunea perfectă! Trebuie să mă apuc de treabă! Voi începe prin a rupe capătul unei scobitori. Apoi am nevoie de o bucățică de bandă adezivă. Voi înfășura banda în jurul scobitorii. Apoi o voi vopsi. Voi lăsa o mică secțiune neacoperită deocamdată. O să o vopsesc cu roz. Voi lăsa vopseaua să se usuce. Apoi voi înfășura niște bandă argintie. Vreau să arate realist. Sunt mulțumită! Acum pot îndepărta banda de la capătul ascuțit. Am pus vopsea neagră într-un bol. Îi voi înmuia vârful în ea. Wow! Se pune lângă restul. Arată uimitor! Sani o să ia razna! O să le pun înapoi pe biroul ei. Și acum, trezirea! Ce? Unde mă aflu? Ce s-a întâmplat? Oh, nu! Uită-te la creionele tale! Ce? Cum? Nu vine să cred! Sunt foarte mici! Suntem uriașe? E atât de ciudat! Aha! Te-am băgălit! Ce vrei să spui? Uite-ți creioanele! Ok, a fost bună faza! Ți le dau înapoi! Piu! Ok, de aici pliez pe această linie. Pare destul de simplu. Stai, putem să o luăm de la capăt? Madison, ai o farfecă? Ha? Ce e? Am nevoie de o farfecă? Ah, sigur! E pe aici, pe undeva. O caut. Nu putea să ajungă prea departe. Sigur am văzut-o. Stai așa. Aproape s-a terminat ora. Lasă-mă o secundă. Am un sistem de clasare unic. Ai verificat sub hârtie?
Hârtie albastră sau cea portocalie? E greu de privit. E? Stai, știu ce trebuie să fac. Madison, ia uite. Ce e? O să-ți placă la nebunie. Voi începe prin a împături cartonul în două. Apoi trebuie să-l deschid la loc. Acum îl voi împături pe verticală. Voi face un pliu pe margine. Apoi pot întoarce cartonul și îl împăturesc din nou. Voi îndoi colțurile înăuntru. E ca și cum ai face un avion de hârtie. Voi îndoi părțile laterale. Apoi le voi plia deasupra. Acum pot să întorc creația. Și repet acest pas. Voi împături acest triunghi. Aproape am terminat. Acum o voi deschide. E o cutie. Îți poate ține toate hârtiile și cartoanele. Wow, ești un geniu! Sunt impresionată. Stai, mai e ceva? Pune totul aici. Te va ajuta să-ți păstrezi biroul curat. Wow! Ce m-aș face fără tine? Uită-te la biroul meu! Niciodată nu a fost atât de îngrijit. Și uite, foarte ca. Știam eu că era acolo. Poți o iei. Mersi, trebuie să termin proiectul ăsta. Mai e un singur lucru de făcut. Ce bine m-am simțit. Poți o iei înapoi. Madison? Serios? De ce mă mai chinui? E atât de plictisitor. Putem pleca? Numărul 1 este foarte interesant. Am o poveste haioasă despre el. Doamne, abia aștept. O să trag un pui de somn. Hei, Madison, trezește-te! Nu poți adormi în clasă? A adormit repede? Oh, știu! Asta o va trezi cu siguranță. Iar eu îmi exersez ținta. Madison! Huh? Ce? De ce ai făcut asta? Ai adormit! Poți să mă învinovățești? Vorbesc serios! Bine, voi sta trează, dar nu sunt încântată! Poate că asta mă va înveseli! Stai așa! Mi-a venit o idee! Mai întâi am nevoie de o carioca neagră. Voi face semne pe marginea paharului. O să le fac la intervale egale. Acum voi lua o foarfecă, voi tăia semnele. Trebuie să înlătur 4 secțiuni. Voi împături capetele. Am făcut o gaură în centru. Voi băga un pai prin ea. Apoi voi îndoi capetele. Le voi fixa cu banda adezivă. Acum voi pune obiectul într-un alt pahar și voi împinge paiul prin bază. Sunny, fii atentă! Aha. Ce sunt alea? Ia uite! Îl pun peste mingea de hârtie și trag paiul. E un dispozitiv care apucă. Am unul și pentru tine. Wow, mulțumesc! Acest curs tocmai a devenit interesant. Am luat-o. Oh, ce faceți? Încă nu am ajuns la partea bună. Oh, vă rog, continuați. Testul ăsta e greu. Bună, Sunny. Bună, ce mai faci? Am jucat basket. Șt, trebuie să mă concentrez. Ah, mă rog. Ce tocilară ești. Sunny, nu te supăra! E incredibilă! Arunc-o la gunoi! Ce? Șt, am treabă! Unii oameni sunt atât de nepoliticoși! Bine, o fac eu! Trebuie să fac eu totul! Stai așa, am o idee! Da, o să meargă! Voi tăia sticla în două, apoi voi turna sclipici în secțiunea de jos. Wow, uite cum strălucește! O să las asta deoparte. Acum am nevoie de o hârtie cartonată. Voi tăia cercuri și dreptunghiuri din ea. Apoi le voi lipi împreună. Voi pune asta în interiorul sticlei. Arată uimitor! Sunt mulțumită! E perfect pentru creioanele mele! Intrați aici! Wow, îmi place la nebunie! Ce părere ai? E ok, dar eu am terminat testul. Ce? Am uitat de el! Oh, nu! Ora s-a terminat! O să iau o notă proastă! Școala nu e niciodată ușoară, trebuie să înveți mult, dar vrem mereu să-ți ușurăm viața. Așa că ți-am pregătit aceste DIY-uri grozave care te vor ajuta pe parcursul zilei. Care-i trucul tău școlar preferat? Spune-ne în comentariile de mai jos. Nu uita să le arăți acest clip prietenilor tăi și să te abonezi la canalul nostru pentru și mai multe astfel de clipuri utile. Elevi, e timpul să dați test. O să vă adun copiuțele. Bun, dați-le încoace. Nu încercați să le ascundeți. Bine, uitați. Profesoara se îndreaptă în direcția asta. Stai, știu ce trebuie să fac. Trebuie să-mi ascund copiuța. O să-mi folosesc cercelul ca să deschid zona asta a telefonului meu. Am copiuța asta minusculă pe care sunt scrise coațiile. O să o împăturesc ca să devină și mai mică. Și acum pot să o bag în telefon ca să fie ascunsă. Bun, acum sunt gata să termin testul ăsta cu telefonul lângă mine. Bun, îmi dă telefonul. Trebuie să-l verific.
pare ok, poftim. Ok, se pare că a plecat. Acum pot să-mi scot ajutorul din telefon. Sunt atât de isteanță. Și acum am o copiuță pe care o pot folosi. Sunt genială. Prea mulți copaci în pădurea asta. Cât e ceasul? Vai, să vedem! E toată lumea pregătită să începem ora? Ah, se pare că nu. Bun, e timpul să începem. Am niște compasuri aici pe care trebuie să le folosiți. Vreau să desenați un cerc care să arate ca cele de pe tablă. Bun, veniți aici și luați unul. Treceți la treabă. Hai, frate, nu pot să cred că trebuie să muncim în clasă acum. Luați toți unul și faceți ce v-am zis. Hei, stați! Pentru mine n-a mai rămas niciunul. Ce naiba? S-a culcat la loc? Păi și eu ce fac acum? E groaznic! Ce soluție am? Cum o să desenez un cerc acum? Singurul instrument pe care îl pot folosi e regla asta. Nu pricep, cum funcționează asta? Prostia asta nu merge deloc! Nu pot să desenez un cerc cu așa ceva. Ce naiba, Jake are un compas și habar n-are ce face? Cât de frustrant! E prea greu de folosit obiectul ăsta. Uf, îl urăsc! Wow, și ea se chinuie. Hei, știu ce să fac. O să-l deschid și gata, am rezolvat problema. Sau poate că o să reușesc ceva cu rigla asta. Poate merge să trasez cu ea. Ah, nu, nu a mers deloc. Poate pot să o fac fără riglă? Nu merge. Hai de riglă, am nevoie de ajutorul tău. Ha, cred că știu ce să fac. O să marchez fiecare 2 cm de pe rigla asta. Până la capăt. Grozav! Acum vreau să fac o găurică prin toate punctele alea. Perfect! Suntem gata să testăm chestia asta. O să așez rigla și apoi o să pun un creion în gaura din mijloc. Și e timpul să rotesc. O să sar peste mâna mea și o să termin desenul. Gata! A mers! Oh, doamne! Chiar ai desenat un cerc perfect! Stați! Mi-ați adus un compas acum? Nu mă mir! Oh, e groaznică materia asta! Urosc să învăț! Nici nu înțeleg unele ecuații! Renunț! Efectiv, nu sunt bună la asta! Ce naiba e aia? E jucărie de pluș. Pentru tine! Vrei să te joci cu mine? Îmi pare rău, nu pot. Am de învățat și trebuie să-mi termin și tema. Mi-aș fi dorit să mă culc, totuși sunt atât de obosită. Ups, am ațipit! Trebuie să fac chestiile astea. Ce se întâmplă? Unde sunt? Asta e cea mai prostă pe care l-am văzut vreodată! Am adormit în timp ce învățam! O să o dau un bară la testul ăsta! Neața, îți place balonul meu? Vrei să te joci cu mine? Vezi? I-am pus o panglică balonului meu ca să nu fugă! Hei, poate că merge să fac ceva cu ăsta? Am un balon și acum am nevoie de carioca asta! O să scriu pe ele ecuațiile! Acum pot să dezumplu balonul! Bun, e în miniatură acum! Pot să pun o bucățică de scotch pe deasupra! O să țin balonul cu grijă! Și acum pot să deslipesc scotchul! La final, pot să-mi pun scotchul ăsta pe unghie! Se potrivește de minune! Bun, o să încerc să iau o notă de trecere la testul de mate cu ecuațiile mele ingenioase! Nici măcar n-a observat nimeni! Sunt atât de isteață! Ia să văd dacă ea copiază! Ai vreo copiuță? Bun, stai să mă uit mai atent! Am nevoie de lanterna mea! Hei, uită-te la mine și deschide gura larg! Bine, ești ok! Felicitări că nu copiezi! Iu, a fost cât pe ce! Dar sunt cea mai tare! Intrați! Bună ziua! Voiați să mă vedeți? Luați un loc, vă rog! Avem o problemă! Uitați cum arată tema Sofiei din clasă! E o rușine! Vai de mine! Hei, mă plictisesc ușor! Trebuie să înceteze! Stați, mă sună cineva! Alo? Sofia! Sunt atât de dezamăgită! Revin imediat! În sfârșit a plecat! Vrei să ne jucăm? Poftim! Ia un creion și hai să ne jucăm! Pe bune? Am luat unul? Nu o să meargă așa! Stai să mă gândesc! Trebuie să putem folosi ceva de aici! O să pun o bandă de scotch pe caiet! O să pun încă una lângă ea! Apoi două benzi orizontale! Acum am nevoie de niște agrafe de birou! Și de clemele astea! Ok, încep eu! Hai, e rândul tău! E distractiv! O să-mi pun clema aici! Frumoasă încercare! Un blocaj bun! Devine tensionată treaba!
Nu de data asta! Gata! Da! Am câștigat! Poartă-te normal, nu bănuiește nimic! Ce se întâmplă? Ea e de vină! Am nevoie de o vacanță! Haide, de ce durează atât de mult? Te iubesc, domnule unicorn! Ui! Am reușit! Am obținut casa! Fiu! Hai să ne apucăm de împachetat! Poftim, dragă! O să scap de asta! Ok, o să încep de aici! Wow, avem o grămadă de chestii! Strângeți jucăriile, scumpo! Intrați acolo! E timpul să faceți nani! Nici pe voi nu v-am uitat! O să lipesc aici și o să fie gata cutia asta! Am terminat, mami! Îmi dai și mie scociul? Poftim! Unde-i capătul? Ah, e lipicios! Ești ok, Sofia? Oh, nu! M-a prins, mami! Ajută-mă! Nu te mișca! Așa! S-ar putea să te doară! Gata! Mersi, mamă! Ok! M-am întors, l-am pachetat! Stai puțin! Asta ar putea să fie utilă! Ușurează folosirea scociului cu acest truc! Bagă o bridă printr-o rolă de scoci și fixează-o! Apoi tai excesul! Ar trebui să fie de ajutor! Poftim, mami! O să lipesc cutia cu scoci, apoi o să folosesc brida ca să-l tai! Încearcă și tu, scumpo! Wow! Ce responsabilitate imensă! O fac, mami! E grozav! Ești de mare ajutor! Ce e zgomotul ăla? Ah, am avut o problemă! Un pic de ajutor? M-am camuflat perfect! Țintă găsită! De ce? Mi-am dat silința! Nu-i corect! Hei, planta aia vorbește cu mine? Aici! Eu? Vino aici! Ok! Ia un loc! Scuze, planta asta mă atacă! Care e problema? Am luat un 4. Dar te pot ajuta eu! Ia uite! Wow! Un 10? Nu e gratis! Corect! Wow! Mersi, străină dubioasă! Dar cum ai făcut-o? Probabil că n-ar trebui să-ți spun, dar ca să iei 10 la test ai nevoie doar de un creion mare! Folosește un bisturiu ca să tai guma de șters și să sculptezi un 10. Înmoaie guma în vopsea roșie, apoi ștamplilează foaia cu testul. Vezi? E simplu! Wow! Trebuie să țin minte chestia asta! Mulțumesc! Sunt prietenele mele! Fetelor, ia uitați! Puteți să luați un 10! Dă-te din calea mea! Afacerea e înfloritoare! Ia un loc! Poftim! Merită pe deplin! Mulțumesc! Dăm banii! Wow! Nu e gratis! Mersi! Credeam că e ora de desen! De ce n-am învățat mai mult? Nu o să iau notă de trecere! Stai puțin, profesorul nu-i atent! Asta e șansa mea! Trebuie să fiu foarte subtil! Ce m-aș face fără telefonul meu? E exact ce-mi trebuia! Și așa o să afli răspunsul! Acum, după ce ai făcut asta, ce se întâmplă acolo? Ăla e un telefon? Nimic nu mă poate opri acum! Serios? Stați de mult timp aici? Suficient de mult! Dăm telefonul! M-ai dezamăgit, Alex? Acum termină testul! Incredibil! Da, da, mă rog! Mi-a luat el telefonul, dar măcar nu mi-a luat gustările! Chipsurile astea au un ingredient special! Răspunsurile! Și cea mai tare parte e că mănânc chipsurile mai târziu! Glumești! Simt că mă privește cineva! Probabil nu e nimeni!
Șipsuri pentru mine? Nu trebuia! Nu, iar! Există o singură soluție! Meriți nota asta? Ah, ce bine a fost! Acum dispar! Sunteți rău! Oh, o să plângi! Nu e corect! Ce s-a întâmplat, băiete? Am luat un 4, tată! Mi-am dat silința! Nu fi trist! Stai așa, cred că știu care e soluția! Mai întâi trebuie să scot mânerul lupei. Acum îmi trebuie un tub din carton. Îl pun deasupra lentilei. Îl fixez cu lipici. Îl aplic pe margine cu pistolul de lipit. Acum îmi trebuie scociul ăsta roșu. Îl înfășor pe lentilă. Vreau să arate bine. Poftim, Alex! Ăsta o să-ți rezolve toate problemele. Ce e? Pune-l la ochi! Mă întorc imediat. Stai așa! Ia uite! Poftim? Ah, m-am prins! Văd răspunsurile! E incredibil! Ok, e timpul să dai testul. L-am făcut foarte greu pe ăsta. Sunt tare încrezător. Asta zic toți. Poți să începi. Știu că o să iei notă mică. Nici nu mă aștept la altceva. Haide, tată, unde ești? Nu, ăla e un copac. Știam eu că o să meargă deghizarea asta. Alex, aici! Perfect! Știam că nu o să mă dezamăgești. Mersi, tată! Ha? Ai zis ceva? Ce face? Ceva nu e în regulă aici. Trebuie să investighez. Până acum e bine. Ce se întâmplă aici? Nimic! Nu știu despre ce vorbiți. Puteți să vă uitați. Cred că o să o fac. E un constructor ciudat acolo. Oh, poartă-te normal! Totul pare ok. Poate că te-am judecat greșit, Alex. Iu, a fost cât pe ce? Ah, wow, ce obosită sunt! O să fac o baie ca să mă simt mai bine. Mai întâi trebuie să mă pieptăn, ca să nu mi se îngălcească părul. Perfect! E timpul pentru o baie! Stai! Oh, nu! Unde a dispărut toată apa fierbinte? Nu! S-a stricat dopul de scurgere! De unde a apărut gaura asta în el? Of! Cum mai pot să fac baie acum? Ce nasol! Așa! Am umflat balonul ăsta! Hei! Poftim un balon! Mersi! Ce-i drept? E drăguț! Stai! Cred că tocmai mi-am rezolvat problema! Mulțumesc! Ah! Mi-a luat balonul! Bine că mai am câteva! În regulă! Să trecem la treabă! Trebuie să tai partea din spate a unei seringi. După aceea, o să mă ocup de balon. O să-l rulez așa. Perfect! Ok, acum am nevoie de bucata tăiată. Intră perfect în balon. Și acum o să torn niște lipici fierbinte în balon. E cam mult lipici, dar nu mă zgârcesc. Vreau să iasă bine. După ce s-a uscat, o să scot bucata de plastic. Trag cu atenție ca să iasă din balon. Mai trebuie doar să leg balonul la gură. Ce tare! Am un nou dop de scurgere! Excelent! Păstrează apa în cadă! Ah, fix de asta aveam nevoie! Sunt perfect relaxată! Oh, ce distractiv e să te joci cu slime-ul ăsta! Ok! Trebuie să mă mai dau cu puțină pudră! Perfect! La final o să mă pieptăn rapid! Ce frumos! Arată excelent! Oh, hei, Jaskier! Ce frumușel ești! Vino încoace! Hai să te strâng în brațe! Ce moale și dulce ești! Uf, ce faci acolo? Hei, care-i faza? Ah, ok, ești gata, într-un final. Ești sigură că vrei să ieși așa? Oh, nu! Nu te uita la mine! Ce mizerie! Stai puțin! Slime-ul s-a lipit de toată mizeria de pe tricou. Da, cred că mi-am rezolvat problema. O să-l apăs peste tot pe tricou ca să adune firele și machiajul. Mult mai bine! Cine ar fi zis că slime-ul poate fi atât de util?
Hei, arăți mult mai bine ca înainte. În regulă, hai să mergem. Mă vede cineva? Nu? Ok. Excelent, am fotografiat telefonul. Dispar de aici, husă veche. Am printat poza pe care am făcut-o. Acum trebuie să o tai. Urmează lipiciul. Trebuie să acopăr cu lipici tot spatele pozei. Fix așa. Acum o să o lipesc pe spatele telefonului. Trebuie să o aliniez perfect. Super! A funcționat! Acum pare că telefonul are două fețe. Bună! Wow, ce telefon ai! Știu, e tare, nu-i așa? Ce bine arată! Sunt geloasă! Ce ai acolo, Matthew? Știi regulile, dăm telefonul! Hei, ce-i asta? I-ai lipit o hârtie pe spate? Ce ciudați sunt copiii! Ha, chiar că! Ha? Nu vine să cred că te-ai chinuit! Wow, lecția asta e fascinantă! Vedeți, elevi, e atât de simplu! Chiar e? Ah, e Wendy! Ce faci, Tocilaro? Nu pot să cred că trebuie să stăm împreună! Mă rog! Deschideți-vă cărțile la pagina 14! Urăsc ora asta! Cred că e timpul să ronțăi ceva! Ador ciocolata! O să savurez! Ce faci? Știi că nu ai voie să mănânci la oră! Mi-e foame! Oh, da, ce bună e! Nu-mi vine să cred ce văd! Ce se întâmplă? Ia mănâncă ce-o... Stați! Știu ce-am văzut! Fiți cu ochii pe ea! E și reată! Nu-i amuzant, Wendy? Ce ciudat! Poate că am avut vedenii! Acum e șansa mea! Am păstrat chipsurile astea! Oh, serios? Faci mișto de mine? Ce bine arată! Sunt delicioase! E nebunie curată! Spuneți-mi că vedeți asta! Ce mai acum? Ia, adică mai devreme? Ce? E ridicol! Sunt dezamăgită, Wendy! Nu mă mai întrerupe! De acord! Continuați! Eu o să-mi fac un sandwich! Ai zis? Ce? Cum face asta? Nu pricep! În fine, totuși, dacă Mindy face asta, presupun că pot să ronțăi și eu ceva. Știu că am o ciocolățică aici. Am găsit-o! Ce crezi că faci? Mâncarea nu e permisă! E doar o ciocolățică, Mindy! Știu ce zic! Nu mai întrerupe ora! Nu e corect! Nu știu cum faci asta! Șt! Încerc să învăț! Am plecat de aici! Nu se poate! Ador smoothie-urile proaspete! Poftim! E o glumă proastă! Nu e corect! Respira! Nu se termină aici! O să aștept! Ce răcoritor a fost! Ce urmează? S-a terminat ora! Trebuie să-mi strâng lucrurile! E timpul să plec! Oare ce mâncăm la prânz? Mi-e super foame! Uite-o! Să înceapă distracția! Sunt perfecte astea! Nu te grăbi! Ce s-a întâmplat acolo? Cum de nu te-a văzut? Adică era atât de multă mâncare! Încetează! Ok, nu mă așteptam la asta! Ce? Ce e? De ce te holbezi așa la mine? Ia astea și pune-ți ochelarii mei! Ce se întâmplă acum? E perfect! Le iau înapoi pe astea! Îmi trebuie ăsta! Nu te mișca! Ok, vino cu mine! Ia loc! Ești sigură? Crede-mă, o să meargă! Arată ca niște coșuri! Dar sunt comestibile! Exact ce-mi trebuia! Ce bun e! Știam eu că o să-ți placă! Vezi, nu e chiar atât de rău să stăm una lângă alta! Profesoara! Începem! Mersi, Mindy, ești cea mai tare!